So look good in the moonlight. All these niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your mood right. Should it look good in the moonlight? Hello, people! Bine ați revenit pe canalul meu, eu sunt Ena și astăzi am să împărtășesc cu voi my top 5 parfumuri pe care îmi place să folosesc atunci când este începutul de primăvara sau vara. Eu sunt o persoană foarte, foarte pasionată după parfumuri, după mirosuri. Eu cred că am mai zis aici, nu știu, odată chestia asta. Și genul meu de parfum sunt parfumuri așa, să zicem, mai dulce, un pic mai dulce, în același timp fresh. O să încep cu asta micu. Este Eau de Chloé, de la Chloé. Este un parfum, doamne, foarte, foarte, foarte elegant. Miroase foarte bine și este un miros pe care nu prea am găsit așa cu alte persoane. Nu prea recunosc așa, nu prea am găsit la alte persoane, ca de exemplu la Vieste Belle sau Si de la Giorgio Armani. Eu l-am cunoscut odată când mergeam prin magazin și m-a prezentat, cred că o vânzătoare, nu știu de la ce magazin, între Douglas sau Mario Note. Și m-am îndrăgostit de el, nu l-am luat pe loc. Am stat așa cu gândul la el și cred că vara trecută l-am achiziționat la o promoție în Sephora, cred că era la jumătate din preț. Din păcate aveau decât varianta asta mică de 30 de mililitri și eu o lăsesc așa foarte, foarte puțin ca să nu se termine. Următorul parfum de la lista mea este Body, de la Burberry. Eu am amintiri așa foarte, foarte, foarte frumoase cu acest parfum. De ce? Pentru că a fost primul parfum pe care l-am cumpărat atunci când am venit aici în România. Eu am venit chiar în primăvară. A fost parfum pe care am folosit la primăvara trecută aici în România și de atunci a început să fac parte din lista mea de parfumuri. Deci este un parfum foarte elegant, este un parfum așa foarte sofisticat. Îmi place foarte mult ambalajul, mai ales capacul. Pare așa o piatră prețioasă. La tenul meu sau la pielea mea, acest parfum persistă foarte, foarte mult și iese atunci când, numai atunci când mă duc să fac baie și mirosul iese de la hainele doar atunci când le spel. Deci este un parfum pe care persistă foarte, foarte mult și este un parfum care pot să zic că se casatorește cu pielea. Eu cred că din acest motiv se numește Body. Deci este un parfum așa pentru corp, are mirosul corpului. De acord cu site-ul Fragrantica, a fost lansat în 2011, deci este un parfum foarte recent. Notele de vârf sunt pelin, piersica și frezie, notele de mijloc sunt trandafir și lemn de sental, notele de bază sunt coșmarin, moșc, ambra și vanilie. Următorul parfum așa de care sunt foarte, foarte pasionată din lista mea, din top 5, este Coco Mademoiselle de la Chanel. Coco Mademoiselle este parfumul meu preferat de la Chanel. Este un parfum care zice mult de personalitatea mea, adică atunci când eu aud vorbind de Coco Mademoiselle, eu imaginez o femeie așa puternică, o femeie plină de vise, o femeie așa foarte puternică, determinată, plină de vise. Pentru mine este un parfum care merge în orice ocazie. Este un parfum pe care l-aș folosi și iarna. Următorul parfum din lista mea este Mon Paris de la Yves Saint Laurent. Este parfumul meu preferat de la Yves Saint Laurent, după care vine Black Opium. Deci dacă mi se pune să aleg, de exemplu, un parfum pentru primăvara de la Yves Saint Laurent, eu aș alege Mon Paris, și un parfum de la Yves Saint Laurent pentru iarna, eu aș alege Black Opium. El mi se pare foarte dulce și pentru cine nu prea suporta parfumuri foarte dulce, eu nu recomand. Este un parfum așa pe care mie mi se pare fructat și în același timp dulce, dar este un parfum pe care îl pot porta atunci când este vara sau primăvara. La tenul meu persistă foarte mult, proiectează foarte mult, adică de fiecare dată când port acest parfum primesc foarte multe complimente și întrebare: cu ce parfum te-ai dat? Este un parfum pe care atrage, să zicem, atenția oamenilor pe care vor sta în jurul tău. Următorul parfum de pe lista mea este Flower Bomb. După cum spune el, este o explozie de flori pentru fetele care sunt pasionate de flori, de mirosuri așa de flori, de trandafir. Acest parfum are o explozie de trandafir, de flori. El mi se pare foarte, foarte asemănător cu La Vie Este Belle de la Lancôme, doar că el mi se pare așa un pic mai elaborat, un pic așa mai sofisticat și, să zicem, mai versatil. Eu, de exemplu, nu reușesc să folosesc La Vie Este Belle în perioade așa foarte calde, dar Flower
powerbomb, eu pot să-l folosesc atunci când este vara sau primăvara. Deci pentru mine deosebire dintre La Vie Este Belle și powerbomb e cam asta. La Vie Belle eu nu reușesc să folosesc atunci când vremea este foarte caldă, dar asta eu folosesc atât când vremea este caldă și când vremea este așa un pic mai rece. Cam asta a fost filmulețul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă doriți să fac un alt filmuleț cu colecția mea, mini colecția mea de parfumuri, lăsați comentarii sau dați like, faceți ceva ca să știu că vreți așa fel de filmuleț. Sper că v-a plăcut. Eu promit să mă întorc data viitoare cu încă un filmuleț. Vă pup inima. Pa, pa!